Daniela Lawson este o gălățeancă ce trăiește de ani buni în Marea Britanie. De fiecare dată când sunt alegeri, însă vine în România pentru a-și exercita dreptul de vot. Că eu consider că dreptul la vot este un drept câștigat cu sacrificiul unor întregi generații pe care îl respect și în virtutea căruia, faptul că acum îl avem ca un drept care vine de la sine, și exercit și aplic ca atare, ca un drept pe care știu cu ce preț mi l-am obținut. Pentru cele câteva zeci de mii de gălățeni care muncesc în afara granițelor țării, modul în care sunt reprezentați înseamnă modul în care sunt tratați. De aceea votul fiecăruia contează. Pentru că fiecare persoană în parte reprezintă un cetățean al unui stat, iar statul este un sistem. Așa cum, de exemplu, un motor nu poate funcționa dacă din eroare umană ultimul șurub nu este poziționat corect, deplasarea în timpul funcțiunii al acestuia, și să ne gândim dacă e vorba de un avion sau un vapor, ar duce la dezastru. În egală măsură, orice alt sistem, precum statul, în cazul nostru, nu poate funcționa fără ultima rotiță, fiecare dintre noi reprezentând o rotiță într-un angrenaj. Primii români din diaspora care au votat au fost cei din Australia, la care urnele s-au deschis la ora 0 a României. Pentru acest scrutin, Ministerul Afacerilor Externe a organizat în total 190 de secții de votare în afara țării.